Bună ziua, dragii mei stupari! După ce l-am semnat al cu Botca, ca să știu acum dacă am mătchi, că nu știu cât ce s-or prins și asta eu mai am la rezervă, dar totuși îl însemn. Acum vreau să caut la 56. Ăsta m-a fost un stup eminent anul trecut. A fost ceva potop. Chiar am avut în plan să fac și mătchi din el. Și asta primăvară, cum am luat două rame de am pus la pricoriță sus, nu, el ar trebui să-și revine. Matca am văzut-o că dă înapoi. Nu merge înainte absolut nici de acum. Chiar până acum a dat ceva potop. O slăbit. Și acum ce fac aici? Scot tot ce ramele și mi-n plan să caut matca și să o prind și să pun alta. Ei, acum, dragii mei, vă cunoscută metoda lui Marin, mai întâi o caut așa preiucea, dacă dau prăstăia, ca să meargă cât mai repede. Dacă nu, scot ramele și le pun jos și mă uit mai odată și atunci le dau prin-o vadră, vadra o golesc prătavă și dacă nu găsesc atunci nici n-o mai caut până altă dată. E și iată, cam asta fac aici, caut matca. Așa am vreo câțiva stupi care o dat înapoi, dar puietul, cum se vede, îi puiet destul de bun pre ramele astea, numai două, trei rame, baiu, aia e baiu tot. Și nu știu dacă or avut ei neînceput e sau nu de schimbat. Nu pot să spun, nu știu asta. Aici, în stupul ăsta, iar am multe rame negre care le-am plănuit să le scoatem și să le ăsta topim, dar fiindcă nu mai am cușine, lăsăm până la primăvară. Că și așa am rame foarte multe de ale albe. Rezerva s-o strâns-o, dar sus absolut nu mai strâns nimic. L-am văzut cum de înapoi. Și acum mă uit și prăladă, ca să fiu sigur că este când rămâne matca prăladă, așa ca și când am căutat la numărul 34 s-o caut. Și acum când am căutat-o a doua oară, pe primul ram imediat am găsit. După ce m-am dus după bătărie, dar și asta s-o cam gătat, mă uit cu bătăria prăstăladă tot, că este de multe ori o găsesc prăladă. Și acum pregătesc, am pus tava și pregătesc, mai întâi mă uit la rame, dacă o găsesc bine, dacă nu o scutur
în vadră și ram către ram. Este când am făcut, am scuturat tot stupul, în matuși ai mai mult albina și mai greu cauți. De așa nu este să scăpie dacă îi preram. Ori o văd în vadră, ori o văd prătav. Asta e o lucrare care n-are marină așa răbdare ca să găsească matca. Bine, asta numai acum când trebuie matca schimbată, trebuie să o vezi sau când trebuie să faci roi. Și asta poate să-ți ia lucrare un minut sau 20 de minute. Să spun așa. Iar acum m-am uitat și-n vadă, acum mă uit și prătav. Na, stupi așa, îți strică și la miere ăsta media și tot. Că unul de ăștia e făcut, nu scos nimic la ea. Ma, din păcate nu se poate din atâția stup să fie toți ca la carce. Cu ăștia ai mai mult de lucru decât cu ăia. Cu ăia nu mai ai nimic. Ia ieși caut. După cum ați văzut, dragii mei, să le bag ramile cu miere spre margine și cuibul să-l centruiesc la mijloc. Stupul ăsta au căpătat mâine ză altă matcă. No. Cloambilii cum sunt făcute la pavilion sunt mult mai perfecte pentru rame decât așa aici, unde se ține ramă. Numai, na, ce să-i faci așa până toată coștița și maestorul o făcut cu moșciut și mai ușor pe urmă. Plombile alea s-au făcut la început, pe urmă s-au făcut așa, despărțitoarele așa. El mai așa este mai ascuțit, mai doampe, mai cât ești, mai cât e. Nu a fost musai să le lasă așa cum îți. Nu-i mai mări să mă filmezi. Acum, în loc să arăce camera jos, e pusă într-o direcție și gata. Dacă caut, caut și noi. Încă n-am dat. Și totdeauna matca se află pe ramul al cu puiet cinăr, dar este când altă dată o găsești pe ramul de miere sau pe ramul cu puiet căpășit. Și acum se întâmplă, nu-i nimica, cum am spus, să fie bătut în cui. Și ar fi puiet fain, numai
în zadar că-i pusând, nu spun ce arame. Matcă bună are vreo 6-7 rame. De-abia nimeni era acolo. Până n-am prins bătăria, nu mai era nimeni. Să văd unde este. E, acum am pus un ram sus că fac loc pentru nucleus. Să aduc ramele ale mici. Acum, dragii mei, după cum vedeți, eu vecima acum cu vorba m-am luat așa și n-am fost atent, am găsit matca. Matca-i vecima găsit așa că chicesc ramele și pregătesc de mâine de mâine de am adus altă matca. Cine? El pe 2-3-4 începe să plângă. Numai, na, cum am avut timp și asta. Și cu asta lecția s-a terminat la stupul ăsta. Acolo e matca care i-am dat drumul din numărul 46, din schimb liniștit. Aia e o matca, poate să fie foarte bună dacă reușește să se părăchească. O să o pun aici. Am avut un nucleus care odată să-și facă singur matcă, că n-am avut la tot să pun mătchi de lecidere. Și la ăsta i-am lăsat cu avut o botcă perfectă. Îmi arată că botca aia nu a ieșit, nu a ieșit nici matcă cineră din ea, nici nimica. Și iar că acum mă uit să văd, nu este cineră și matca asta de aici, o pun în ăsta. E, acum nu știu cât e de cumince lucrul ăsta, o matcă care vreau să o înlocuiesc, să o mai păstrez sau... Eu tot păstrez dacă trebuie, Și am pus-o și acum după niște zile îi dau drumul, i-am pus și o piatră să știu că s-a aici am mătchile ale bătrâne. Stupul 62. Iacă la colibă primul stup care l-am găsit fără matcă. Și am pus microfonul acolo ca să auziți cum plânge tare.
După ce am adus un nucleu cu matcă bună, la ăsta de loc i-am pus și matca. E numai acum ce fac? Mai întâi îi pun un stropt de miere în șep, în cușcă. Acolo la șep am o butoară, după cum ați văzut de multe ori, și acum mai pun un strop de miere. Că ce-i se întâmplă? Că nu-i de mint un lamătcă de mâncare albina, știi? Se nevălesc prea ea. E, dar acum tot de prinde și de stup și de tot. Și așa că de-aia eu practic de pun miere. Și la mătcăline perechice și la astea, ia și ia singură miere. Mai are caut ceva și nu găsesc pe cipsia. Tava. Ei, mai. Și tava e după ușă. Și eu nu văd. Gata, ce-am găsit. Eu când încep un lucru, iau 3-4 șpăcli, până la urmă rămân numai cu o șpac. Și mai acum, ia că și asta v-am mai arătat în plus, asta le ud o țără albinilii cu apă. Acum și astea ce le îmbin, iar așa de la nucleus, nu se bat niciun. Da, se poate în multe fialuri și acum, mă, hai să mai arăt câte fialuri. E aici, după cum se vede, ramul de la nucleus e perfect, o matcă perfectă, așa din ultimele matcă ce le am. Tot ce am destul de bun. 18 din 18 3 ăștia dai sărbaci și mă vom mori și am avut 15. Dar s-au dus ca mult și acum mai au rămas cu ceva, nu știu nici eu mai câte au rămas. Bun, că am atâția și roi și de aia, dar e mai slăbuț și asta. Tot să strâng care cum trebuie. Ișor, fără sunet, numai, hai să nu, că acum altfel n-aș mai fi putut să fac. Și atunci aș fi pierdut din serial, să spun așa. Ce s-a întâmplat la microfon, nu pot să știu, deși nu m-am primat sunetul, absolut nici de acum. Am avut eu baie la ăsta microfon și pe urmă l-am suflat, l-am chicit eu și asta numai. E aici ramele, după cum se văd, 3 rame de ale mici merge într-o ramă de AJ, le-am chicit la perfecție și pun matca. Și cu asta ia că l-am rezolvat. Acum, na, numai să fie matca primită. După 2-3 zile, deci mă pot să-i dau drumul. Aici n-am mai puiet, n-am mai nimic.
E cu toate că le-am stropit cu apă, acum le pun și apă. Așa miroase ca popricașul, dragii mei, stupari, când treci. Și azi dimineața când am trecut prin stup, miroase și apă. Eu cu și apă lucru de zeci de ani. Numărul 15, ăsta stup, nu vrut să-mi primească matca acum seara când am vrut să dau drumul. Și atunci am luat o matca și am pus-o într-al de jos care au avut puiet văros. Că veci m-am ținut-o vreo de miercuri, vreo 3 zile, nu știu nici eu. Și am mutat-o acolo, stupii... Na, e căldură, dar nu-i să zici așa mare, stau la urginiș. E și aici am mai făcut și fireastra a doua pentru ușă, cu sâtă. Asta o să mă scăpie la temperaturi mari, că trage țugul și are să-mi fie mai cât de cât mai răcoare o țară. Deci am făcut aici, dar am pus o preușă ca să o port tot cu mine, nu să o pun și să o las acasă și pe urmă dacă mi-s la pădure sau unde când trebă, na, să fie tot aici și să o pun sus. Cum am făcut-o adântâi, așa am făcut-o și a doua. Aici detalii n-am mai arătat, decât numai asta am vrut să vă arăt ea. Și cu aștia două fireștri am avut două zile de dimineață până la amiază. Așa că o zi bună m-a trebuit la șvejuit, la... până am pus drodul, pocniturile. Și cu asta, dragii mei, iată. Cam așa arată. Aici... Na, nu știu, cred că arăt că rândunișii iar atacă, că cam totdeauna de la 4 la 6 ele atacă. Dragii mei, mulțam de vizionare și sănătate și scuzați, acum Marin a înregistrat tonul aparte ca să nu pierd filmile astea care...